Scandal monstru la un an de la moartea lui Petrică Mâțu Stoian La un an de la trecerea în neființă a regretatului solist Petrică Mâțu Stoian, la vârsta de 61 de ani, colegii de Braslă au organizat un concert în memoria artistului de muzică populară, la sala Palatului. Clic! A aflat că acesta era cât pe ce să nu mai aibă loc, din cauza surorilor interpretului, care nu-și doresc acest lucru. Zilele trecute ne-a atras atenția un afiș al unui spectacol ce va avea loc la sala Palatului, mâine, 18 noiembrie, de la ora 19, în memoria Petrică Mețu Stoian, toate cu drag le-am făcut și care va fi prezentat de Octavian Ursulescu. Printre invitați, Raul Steriana Sima, Mioara Velicu, Niculina Stoican, Gelu Voicu, Emilia Ghinescu, Elisabeta Turcu sau Valentin Sanfira. Printre cei care vor urca pe scenă va fi și băiatul de suflet al răposatului artist, Alin Gabriel Matei, și ar fi trebuit să fie și Constantin Enceanu, cel mai bun prieten al solistului. Din păcate, solistul s-a retras din spectacol și aceasta nu este singura problemă. Click! A aflat că era cât pe ce ca spectacolul să fie oprit de surorile interpretului, care nu și-au dat acordul să i se folosească numele. Maria Terchilă a fost implicată în mai multe scandaluri după moartea fratelui ei. Am luat și noi legătura cu organizatorul spectacolului, Angel Stoian, care ne-a confirmat incidentul. Da, este adevărat că surorile lui nu și-au dat acordul, probabil că vor bani mulți. În loc să zică mulțumesc și sărut mâna că ele n-au lucrat cu el, eu l-am dus peste tot, pe litoral, în spectacole. Și noi nu avem voie să-i folosim numele pe scenă și trebuie să-i zicem doar Petre lui Petrică Melțu Stoian. Au uitat că l-am ajutat de multe ori. Îmi pare rău că nu vine nici Constantin Enceanu și am fost nevoit să-l înlocuim cu alți artiști iubiți de public pe care îi vedeți pe afiș, ne-a mărturisit acesta.